Mână. Un incendiu de pădure a izbucnit miercuri după amiază într-o zonă greu accesibilă din stațiunea Colibița. Focul s-a extins din cauza vântului, iar flăcările mistuie cu repeziciune uscăciunile care există din plin în zonă. Trei echipaje de pompieri, pădurari și localnici au acționat toată noaptea pentru că exista pericolul de extindere. Până la lăsarea întunericului, 6 hectare de pădure de brad, dar și de foioase erau deja arse. Flăcările continuă să se extindă spre o pantă abruptă, unde accesul este extrem de dificil. Cauza incendiului nu a fost deocamdată stabilită.